Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. În ultimii 7 ani, autoritățile centrale și locale au vândut peste 55 de hectare de terenuri și aproape 30.000 de metri pătrați de încăperi nelocative. Dar în buget au încasat numai 130 de milioane de lei. Afacerea păguboasă pentru stat a fost acoperită de legislație care permite privatizarea bunurilor la prețuri mult mai mici decât cele de piață. Schema este simplă. Imobilele s-au dat mai întâi în arendă, iar apoi au fost vândute în condiții preferențiale, evitând licitațiile publice. Astăzi vă povestim cum au ajuns să fie construite complexe imobiliare pe terenuri de sport privatizate la instituții de învățământ și cum s-au ales unele firme cu imobile în centrul Chișinăului, plătind statului sume derizorii. Două terenuri sportive situate în sectorul botanic al capitalei, care au fost privatizate după aceeași schemă cu mai mulți ani în urmă, au ajuns într-un final în proprietatea unei companii de construcții care a ridicat blocuri locative. Încă în anul 2000, cu acordul Ministerului Educației, școala profesională numărul 3 a dat în arendă companiei Sebega Prim 35 de ari din terenul sportiv al școlii. A fost semnat un contract cu o taxă lunară de numai 400 de lei pentru chiria terenului. În 2014, firma anunța că vrea să amenajeze 4 corturi de tenis și a obținut autorizație pentru construcția unui vestiar de 38 de metri pătrați. Într-o lună, a reușit să-și înregistreze la cadastru dreptul de proprietate asupra construcției cu un grad de finisare de numai 20%. Ulterior, compania a depus cerere pentru a privatiza 51 de ari de teren aferent așa numitului vestiar. În mare grabă, peste 2 săptămâni doar, pe 3 februarie 2015, a fost deja semnat contractul de vânzare-cumpărare, iar compania a plătit 800.000 de lei pentru jumătate de hectar de teren, care avea o valoare cadastrală de peste 5 milioane de lei. Între timp, terenul a fost vândut unei firme fondate cu o lună înainte de tranzacție, care astăzi este lichidată. Ulterior, terenul a fost revândut unor persoane fizice, iar mai apoi a intrat în proprietatea companiei Urban Construct, ajunsă recent în atenția publicului din cauza grandiosului complex imobiliar proiectat în zona Circului. În spatele meu a fost cândva un teren sportiv care a aparținut școlii profesionale. După ce a fost privatizat, aici a fost construit un complex locativ cu 236 de apartamente. Oamenii legii au investigat modul în care a fost deposedat statul de acest teren, dar într-un final, dosarul penal a fost clasat. Cauza penală a fost pornită de Procuratura Anticorupție la 3 noiembrie 2015 pe faptul depășirii atribuțiilor de către funcționari ai Agenției Proprietății Publice pentru cauzarea daunelor în proporții considerabile soldate cu urmări grave. Pe 1 februarie 2016, cauza penală a fost clasată pentru că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, se spune într-un răspuns primit de Cutia Neagră de la Centrul Național Anticorupție. Un alt teren sportiv, care a aparținut Colegiului de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, a fost dat în arendă în aprilie 2013 unei firme care, la fel, a inițiat acolo o construcție. Peste câteva luni, în august 2013, compania a reușit să privatizeze 57 de ari de teren aferent construcției nefinalizate, plătind doar 800.000 de lei. Într-un raport al Curții de Conturi prezentat la finele anului trecut, se spune că terenul a fost vândut de APP fără acordul Ministerului Culturii, dar fostul director al colegiului a declarat altceva pentru Cutia Neagră. Clădirea, când a fost construită, era construită pentru 3.000 și ceva de copii, cu terenuri sportive, dar colegiul unde pictorii, unde 300 de copii, atâta teren nu aveam nevoie. Și de asta ne-am adresat la Ministerul Culturii să ne ia acest teren. Și vroiam să-l transmit la o altă instituție, la bilanț. De exemplu, internatul sportiv nu eram în stare să-l gestionez. Dar tot a fost cu acordul Consiliul Profesoral, cu acordul Ministerului Culturii. Nu, eu personal n-am avut treabă nici cu un agent economic, dar asta pe mine nu m-a interesat, pentru că gestiona și hotăra tot Ministerul Culturii. Și mi-a rămas terenul mic și sala sportivă. Suficient pentru 300 de oameni. Fostul teren sportiv al Colegiului de Arte Plastice a ajuns în final tot în proprietatea companiei Urban Construct, care a ridicat un bloc locativ cu 207 apartamente. Directorul firmei spune că nu a avut nicio legătură cu privatizarea celor două terenuri și dezvăluie că le-a cumpărat de pe piața imobiliară, plătind circa 1 milion de euro pentru fiecare. Amintim că au fost privatizate cu 800.000 de lei. Nu avem nicio legătură și nici nu am știut că acolo sunt terenuri sportive. După statut nu ia terenuri sportive, pur și simplu terenuri de construcție. Le-am cumpărat de pe piața liberă, de pe 3 din 9.
Dacă dumneavoastră răscoliți arhivă, o să găsiți. S-au achiziționat cu 1 milion de euro, pare mi se, terenurile astea. Un teren și a doilea tot așa, cu 1 milion și poate mai mult. Asta este sumă reală pentru piață. Dacă sunt cota de vânzare, cumpărare care confirmă. De când compania Urban Construct activează în domeniul construcției de 16 ani, niciodată nu am privatizat terenuri, niciodată nu am construit împreună cu cineva, cu un parteneriat public-privat. Toate terenurile au fost cumpărate în proprietate privată de piață. Auditorii Curții de Conturi au stabilit că începând cu anul 2013, statul a încheiat 67 de contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor aferente bunurilor private. Pentru 55,5 hectare de pământ au fost încasate doar 47,2 milioane de lei. Statul a ratat astfel venituri de 10 de milioane pe care putea să le obțină dacă vindea terenurile la licitații. În aparență, într-adevăr, totul legal, însă, ca și esență, este o șmecherie. Ne dăm foarte bine seama. Întrebarea mea este una. Ați analizat oare această situație? Eu presupun că ele sunt multiple. Care sunt ideile, gândurile, cum oprim aceste modele de șmecherii? Prin modificări a cadrului legal, fiindcă este un joc, toată lumea înțelege că este un joc și acest joc trebuie să fie curmat. Conducerea Agenției Proprietății Publice dă asigurări că astfel de scheme la privatizarea terenurilor aferente unor bunuri private nu vor mai avea loc pentru că a fost modificată legea în 2019. Suprafața terenului aferent se determină, se stabilește prin studiu de fezabilitate. Și nu mai este cum era anterior, la un bun imobil, admitem, de 50 de metri pătrați, teren aferent de 1 hectar. Deja nu mai există așa situație. Dar avem carență referitor la prețul normativ a pământului, care considerăm că este cam mic, să zicem asta. Am modificat sau am merge cu propunere împreună cu colegii de la Ministerul Economiei ca să stabilim prețul de piață. Tot folosindu-se de drepturile de arendă, alți agenți economici sau persoane fizice au ajuns proprietari ai unor încăperi nelocative din clădirile ce aparțin statului. Timp de 4 ani, autoritățile centrale și locale au semnat 207 contracte de privatizare a unor spații oferite inițial în locațiune, încasând 83 de milioane de lei. Dacă erau vândute prin licitații, la preț de piață, în bugetul public puteau ajunge de 3 ori mai mulți bani, circa 257 de milioane de lei, a constatat Curtea de Conturi. Un monument de arhitectură introdus în Registrul de Istorie și Cultură a municipiului Chișinău, care nu putea fi privatizat potrivit legii, deoarece se află și în stare avariată, a ajuns în 2019 în proprietatea unui agent economic, care a plătit numai 600.000 de lei. Asta ar însemna mai puțin de 30.000 de euro pentru un imobil situat aproape de centrul Chișinăului, la intersecția străzilor Mihai Viteazu cu Mitropolitul Softei. Compania Olsom a încheiat în decembrie 2006 un contract de arendă cu primăria Chișinău și nou pentru etajul 2 al clădirii Monument. În 2013, firma a acționat în judecată Consiliul Municipal Chișinău, care a refuzat să-i vândă imobilul, dar a pierdut procesul până în ultima instanță. În 2016, agentul economic a mers din nou în judecată și iarăși a pierdut toate procesele, dar în pofida deciziilor judecătorești, Comisia pentru Privatizare a acceptat reexaminarea dosarului depus de companie și a decis să vândă imobilul. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare semnat în iulie 2019, pentru 139 de metri pătrați din imobilul de pe strada Dosoftei 103, compania Olsom a plătit 600.000 de lei, deși valoarea cadastrală era de peste 1 milion de lei, iar prețul de piață aproape 3 milioane. Pe parcursul anilor, firma a înaintat de 4 ori Consiliului Național al Monumentelor Istorice diferite schițe de proiect pentru reconstrucția clădirii, dar toate au fost respinse. Ultima dată, proiectul a fost examinat pe 8 iulie 2020. Potrivit unei schițe de proiect care a fost depusă în vara anului trecut la Consiliul Național al Monumentelor Istorice, agentul economic planifică să construiască aici un imobil modern cu subsol, parter, 5 etaje și fațade din sticlă, care să fie chiar alipit de clădirea monument. Proiectul a fost respins de experții care au făcut parte din Consiliul Național al Monumentelor, dar potrivit unor surse, acesta ar putea să reapară pe ordinea de zi a Consiliului, care are astăzi altă componență și ar putea fi aprobat, așa cum s-a întâmplat în cazul grandiosului complex imobiliar proiectat în zona Circului. Ba mai mult, clădirea care se planifică a fi construită aici a fost proiectată de un arhitect care face parte astăzi din Consiliu.
Un fost membru al CNMI susține că se dorea distrugerea monumentului de arhitectură sub paravanul unui proiect de reconstrucție. Din acele materiale prezentate, deci am descoperit că se intervine destul de drastic în structura, în forma și în identitatea monumentului, să scot pereți interiore, să se modifică acoperișul, se schimbă înălțimea lui. Deci noi am tras niște concluzii că monumentul pur și simplu urmează să fie demolat peste noapte sau pentru că acele desene prezentate doar despre asta și ne spunea. Și nu am considerat că regimul înălțimii și modul cum sunt tratate fațadele, volumul, este bun pentru nucleul istoric. Pe de altă parte, proprietarul companiei Olsom spune că proiectul depus în iulie 2020 la CNMI nu ar fi al companiei sale și acuză că cineva ar fi pus la cale o fraudă. Oricare cerere care este ieșită din compania Olsom este semnată și avizată de mine sau de administrator, Andrei Cazacov. Dacă el nu semnat și eu n-am avizat, înseamnă că nu-i de la noi depus. În așa o țară de minuni noi trăim, din păcate. Proiectul nostru, care noi cândva l-am arătat, el era o leacă altfel, încă cu acoperiș făcut din oală. Wow, aici eu văd că este anexă cu clădirea cea de sus. Eu nu sunt proprietarul clădirii de sus. Eu nici nu știu cine proiectantul este, dar sam. Nu știu cine o semnat, cum cine o depus, idei n-am. Zăre mine s-a pus niște condiții, care eu trebuie să-i adică respect, mai mult nimic. Noi am deplinit, am dat schiță care a posibil să fie o anexă, dar nu e clar când la fin. Și încă o dată, anexa asta nu are nimic cu clădirea cea de sticlă. Un alt imobil situat în inima capitalei, pe strada Ismail 44, a fost privatizat în noiembrie 2015 de SRL Bontom & Company. Asociați în firmă erau pe atunci Nicolae Ionichi și Vitalie Verejan, cofondatorii companiei de construcții Namstro și care astăzi are aici adresa juridică. Pentru 234 de metri pătrați de spațiu nelocativ din această clădire pe care l-avea în arendă, firma a plătit statului 755.000 de lei, adică câte 3.200 de lei pentru un metru pătrat, în timp ce valoarea cadastrală a imobilului era de 2,8 milioane de lei. În 2016, bunul imobil a fost ipotecat la bancă pentru un împrumut de 6 milioane de lei. Administratorul companiei a precizat pentru Cutia Neagră că prețul de vânzare a imobilului a fost stabilit de autorități, fiind respectată legea, iar la bancă clădirea a fost gajată la pachet cu alte bunuri. Actul de evaluare a bunului imobil a fost întocmit de către companie specializată la solicitarea Agenției Proprietății Publice, fără implicarea cumpărătorului. Atenționăm asupra faptului că în 2015 bunul imobil din municipiul Chișinău se afla într-o stare deplorabilă, fiind inutilizabil, neavând nici uși, nici ferestre, imobil în care își petreceau timp boschetari și maidanezi. După achiziționarea bunului s-au făcut investiții majore, au fost făcute lucrări de consolidare a imobilului. În 2016, un agent economic a inițiat o procedură de obținere unui credit, însă activele companiei la acel moment nu-i permiteau să acopere gajul pentru acest împrumut. Astfel, vin cu o solicitare către factorii de decizie a companiei Bonton de a garanta împrumutul cu bunul imobil indicat supra. Oficiul, spațiu din strada Ismail 44 este doar un element de garanție a rambursării creditului. În clădirea situată pe Bulevardul Ștefan cel Mare 73, unde și are sediul și Procuratura Generală, în ultimii ani au fost vândute mai multe încăperi nelocative, pe care statul le-a dat mai întâi în arendă. Am identificat 12 contracte de privatizare și de fiecare dată prețul a fost diferit. Unii au plătit 2.000 de lei pentru un metru pătrat de încăpere aflată în subsolul blocului, iar alții au plătit de 3 ori mai mult. Pentru un metru pătrat aflat la parterul acestei clădiri, statul a încasat între 8.000 de lei și 23.000 de lei. Reprezentanții APP nu le-au putut explica auditorilor Curții de Conturi cum s-a format diferența de preț. Cert este că statul avea să câștige mai mult dacă vindea la licitație aceste încăperi. Experții anticorupție cred că privatizările în baza unor contracte de arendă trebuie stopate, pentru că lipsește transparența și este delapidată averea statului. Privatizarea suprafețelor nelocuibile și a terenurilor în baza contractului de arendă este una legală, dar se află în spațiul, așa numitul spațiu gri, care permite apariția anumitor riscuri de corupție. În primul rând, prin anumite abuzuri de putere sau, să spunem așa, vânzare de informații din partea celor interesați, averea publică poate să
se micșoreze, să aibă de pierdut și să nu fie respectat interesul cetățeanului și locuitorului municipiului Chișinău. În al doilea rând, este vorba, lipsa de transparență întotdeauna generează o piață a informației pentru care se va plăti pentru a avea acces la această informație. Problema este una artificială, mai mult spus, pentru că aceste regulamente pot să fie ușor modificate de către Consiliul Municipal, ori în cazul în care nu este făcut acest lucru încă din 2016, pe când CNA i-a atenționat de această problemă, înseamnă că există niște interese economice la mijloc. În prezent, Ministerul Economiei lucrează la un proiect de lege pentru modificarea tarifului la calcularea prețului normativ al pământului. Ultima dată, prețul a fost ajustat în 2010 și constituie astăzi mai puțin de 20.000 de lei pentru un hectar. Totodată, autoritățile intenționează să excludă din lege dreptul de privatizare a încăpirilor nelocative luate în arendă. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Vladimir Bolea, iar Agenția Proprietății Publice o susține. Despre această schemă și mafie funciară din Chișinău, dar și din alte localități ale Republicii, discutăm cu domnul Dorin Chirtoacă, exprimarea municipiului Chișinău. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră Plus. Bună seara, bun găsit. Domnule Chirtoacă, cum e posibil ca fără tertipuri, fără aranjamente, fără lucruri ilegale, să ajungă un teren de sport a unei instituții de învățământ complex de blocuri locative? Așa cum ați spus și în reportaj, în cea mai mare parte lucrurile au fost acoperite prin legislația noastră adunată în 30 de ani, care arată destul de haotic și contradictoriu de multe ori și respectiv se interpretează și se aplică funcție de cum convine. Deci până nu găsesc ei un articol undeva cu care să se acopere în lege, ca și cum nu se face niciun pas. Da, pentru că asta spun toți. Totul este aparent legal, dar eu n-aș putea să obțin probabil un astfel de teren. Pentru că ceea ce ați prezentat în reportaj și din punctul meu de vedere reprezintă doar vârful icebergului și lucrurile sunt mult mai adânci, mult mai ramificate. Este o caracatiță care începe în anii 90 și continuă până în zilele noastre, fiind vorba despre mult mai mulți bani, mult mai multe terenuri, mult mai multe instituții implicate. Din ceea ce am simțit că se întâmplă în perioada mandatelor mele, aici, fără instituțiile de forță ale statului, toate aceste scheme nu puteau să meargă înainte și ar fi fost oprite prin descoperirea a 1, 2, 3 scheme ilegale sau care creează indirect prejudiciu statului pentru că legea este strâmbă, respectiv modificare de legislație în Parlament. Lucrul ăsta se putea face, ținând cont de situația economică a Moldovei, cam după criza anilor din 2000, 98-99-2000, când nu mai se mai dădeau salarii, când nu mai era electricitate. După aceea au început să vină banii de peste hotare, de la concetățenii noștri, remitențele. Situația economică a început să se îmbunătățească. Deci din acei ani, 2002-2003, în mod normal trebuia să se oprească orice modalitate din aceasta de preluare prin diferite găselnițe din legislație, și totul să fie trecut la prețul de piață. Haideți să revenim la caracatiță. Nici până astăzi. Haideți să revenim la caracatiță. Dumneavoastră ziceți că e o caracatiță veche, de peste 20 de ani de zile. Este una foarte profitabilă, evident, în condițiile în care nimeni nu va încerca să o nimicească. Ea se va dezvolta. Nu știu dacă caracatița presupune aceleași figuri sau se schimbă figurile. Se schimbă. Dar caracatița, în primul rând, trebuie să aibă un cap. Puterea. Puterea politică. Indiferent care este. Da. Adică, în măsura în care s-a schimbat puterea și puterea s-a schimbat în Republica Moldova, s-a schimbat și beneficiarul. Puterea s-a schimbat doar în aparență, nu s-a schimbat și în esență. Consider că acea caracatiță pe care a lăsat-o să crească și a construit-o Voronin, acea caracatiță ne conduce și până ziua de astăzi, iar preluarea puterii de către Alianța pentru Integrare Europeană s-a făcut doar parțial în anumite domenii și oricum doar la suprafață. În adânc au rămas aceiași reprezentanți ai lui Voronin care au trecut la Plahotniuc și care astăzi sunt la Dodon. Șor și acela Plahotniuc. Mafia asta funciară, ea este coordonată de oameni de unde? Din politic, din business, oameni de astea, cum să le zicem, figuri din umbră pe care nimeni nu le cunoaște. Sunt persoane care le vedem la televizor. Cine sunt ei? Este o încrengătură și un amestec între oameni de bună credință și personaje de tipul celor pe care i-ați menționat. De bună credință.
Da, oamenii de bună credință se implică în scheme de astea. Nu. Discutam și înainte de emisiune și telespectatorii nu am nimic de ascuns. De exemplu, rectorul Universității de Medicină, domnul Ababi, a venit cu un proiect pentru Universitatea de Medicină care i-ar fi cunoscut la telecentru. Da. Complexul Testimisian. Da. Proiecte similare, practic, au desfășurat și mulți alții, inclusiv dintre aceia despre care putem considera ca fiind din lumea interlopă, poate. Bun. Pe domnul Ababi îl bănuim de... Nu îl bănuim de nimic, pentru că aceasta este modalitatea legală prin care se putea face ceva. Problema este că... Unde e partea ilegală intervine? Deci domnul Ababi a vrut ca medicii din Republica atâta timp Moldova cât, atâta să timp poată beneficia legea... de spații locative. Și mai departe, ce s-a întâmplat? Respectiv, a făcut un concurs, a selectat o companie de construcții, a solicitat de la primărie o bucată de teren pentru că nu îi ajungea, pornind de la proiectul care ei l-au avut în vedere de la bun început. S-a implicat și guvernul, ne-am implicat și noi. S-a făcut un teren destul de mare, nu mai știu cât acolo a fost și un karting, mai știu eu unde acum este acel complex. Și până la urmă a fost raportat și prezentat chiar și în mass media și peste tot ca fiind un proiect de succes, de parteneriat public-privat, de societate civilă și așa mai departe. Dumneavoastră, în acest proiect propriu-zis, vedeți o problemă? Atunci când este vorba despre instituții bugetare, da. Și respectiv când asta vine să rezolve într-o anumită măsură situația acelor categorii sociale, nu poți vedea în asta o problemă. Din momentul în care, de exemplu, chestiunea asta se multiplică și merge pe bandă rulantă, inclusiv la nivel de întreprinderi de stat, nu instituții, dar întreprinderi de stat, sau devine o chestiune forțată, sau se schimbă destinația terenului. Pot da exemplu, un teren furat de la Ciocana, Mircea cel Bătrân 11-13, unde destinația terenului era pretura sectorului Ciocana, care trebuia să fie construit acolo încă în 1989, nu s-a mai făcut, dar destinația a rămas teren administrativ, terenul a fost furat și... Ce înseamnă a fost furat? Prin hotărâre judecătorească, lucru care s-a întâmplat pe numele aceleiași persoane, nu mai știu acum exact cum îl cheamă pe acel tânăr din acea perioadă, pe numele lui a fost trecută și baia publică de la Botanica, scriind o cerere, primind un refuz și respectiv obținând prin hotărâre judecătorească. Eu am mers la primărie, a zis dați-mi vă rog să cumpăr acest teren, primăria a zis nu vă-l vindem și el a mers în instanță și a obținut dreptul de a cumpăra terenul. Instanța de judecată a stabilit și prețul. Pentru că marea problemă este sumele la care reușesc ei să-i privatizeze. Da? Ceea ce am văzut noi din investigație este că terenuri de 50 ceva de ari au fost privatizate cu 800 de mii de lei și vândute cu 1 milion și ceva Dacă de euro. Dacă instanțele ar stabili prețul de piață, nimeni nici nu ar mai merge în acele instanțe, ci pur și simplu ar merge pe procedura legală. Cine stabilește prețul ăsta? Toate aceste modalități trebuie văzut și luată fiecare hotărâre în parte, ce fel de tertip s-a folosit la acel caz. De exemplu, cazul acela cu pretura Ciocan, am impresia că la început a fost preluată clădirea nefinalizată, după care deja s-a pus problema ca tot terenul să fie dat terenul aferent. Ca teren aferent. Și atunci clădirea nefinalizată în sine nu costă mare lucru pentru că sunt doar câteva coloane de beton care nu au nicio valoare pentru că trebuiau și demolate. În ceea ce privește terenul aferent, legea permite să iei teren aferent la o clădire inclusiv nefinalizată sau permitea dacă nu s-o fi schimbat între timp. Eu revin iarăși la norma legală. Faptul că ajunge la o persoană fizică prin intermediul unei hotărâri judecătorești, iată aici este o problemă. Și asemenea hotărâri sunt sute, dacă nu mii, da. În Republica Moldova. Aici sunt două lucruri pe care vreau să le discut. Cum ajunge la o persoană fizică și de ce primăria care merge în aceste procese de judecată? Da. Cam întotdeauna pierde. Uneori intenționat. Și am spus-o asta și când eram primar. Exact. Aici vreau să zic. Deseori intenționat. Da. De ce? Pentru că nu se prezintă la ședință de judecată, pentru că nu se apără. Pentru că noi am avut o șefă de direcție juridică la primărie care niciodată n-am înțeles ce făcea doamna aceea. Pentru că ne-ai pierdea toate procesele de judecată. Ne-ai în judecată nu mergea personal. Era șefa direcției, era responsabilă pentru... Dar angajații care erau la direcția juridică și în ședințele pe care le-am avut și eu și... Da. Juriști au fost la mai mult
diferite direcții. De exemplu, la direcția arhitectură, la direcția economiei patrimoniu, care ține de interesele imagine, în instanțele, la direcția juridică a primăriei. O modalitate prin care se pierdau procesele era depunerea citațiilor simultan sau încurcat. Uh-huh. Era chemată primăria, dar citația era registrată la direcția, de exemplu, funciară. Cel de la direcția funciară nu mergea în proces pentru că își declina competența în favoarea direcției juridice. La un moment dat s-a făcut o reorganizare, au fost trecuți toți juriștii, toate serviciile juridice, la direcția juridică. Da, asta s-a făcut, nu mai știu, prin anul 2013-2014. Au început conflicte deja invers între direcțiile respective și direcția juridică. În esență, indiferent de cum ar fi fost organizat procesul, am fi ajuns tot acolo, la factorul uman. Pentru că factorul uman, primind un salariu de 3.000 de lei, asta deja în zilele bune, că la început era 900 de lei, era practic imposibil să menții un nivel de disciplină și de apărare a intereselor primăriei, pentru că fiind prinși cu bani cash în mână și dați CNA-ului, până la urmă au fost scoși din proces, au fost achitați, au fost chiar repuși la serviciu, ceea ce i-a încurajat pe alții să continue o asemenea juriștii activitate. Juriștii din această direcție care erau prinși cu mita, după asta erau restabiliți. Au fost cel puțin 3-4 cazuri în acest sens și din momentul în care am văzut că CNA-ul și Procuratorul Anticorupție facilitează revenirea lor la serviciu, dar bine, ei toți spuneau că e hotărâre judecătorească, dar era evident că erau ajutați în acest sens chiar de organele de urmărire penală. Și noi, acești juriști sunt, cum să spun eu, sunt ceva periferic în toată această chestiune. Până la urmă, organele de urmărire penală, din ceea ce a putut eu să-mi fac impresia, au făcut parte din esența acestei probleme și au acoperit marele furturi. Domnule Chirtoacă, noi am mai discutat cu dumneavoastră despre acest lucru. Eu îmi amintesc când erați primar și ați depistat că schema, pentru că presa scria foarte mult despre aceste deposedări a municipalității de terenuri și de imobile. Și dumneavoastră ați înțeles ce se întâmplă și a zis, eu colaborez cu organul de anchetă. Da. Eu încerc să le spun toate cazurile și eu vreau ca ei să vină la primărie să pună cătușe. Deci dumneavoastră înțelegeați că ei sunt în schemă și totuși ne mizați pe ei? Concluzia asta am tras-o mai târziu. Deci inițial, când am mers la această deschidere față de organele de urmărire penală, am plecat de la premiza bunei credințe. Da. Dar am înțeles deja asta mai târziu, când am văzut cum se întorc lucrurile și cum se încearcă să fie infractori alții decât aceia despre care arătau despre faptele. Cum v-ați dat seama de asta după o scurtă pauză de publicitate? Cum v-ați dat seama de faptul că cei din organele de drept sunt implicați în schemă? Apropo, eu mi-amintesc foarte bine periodic raziile făcute de CNA și procurori. Cu mascați, așa foarte spectaculos la direcția arhitectură de la primărie, se făceau rețineri. Da. După care nu se mai făcea gălăgie, oamenii reveneau la serviciu și dosare în instanță de judecată, nu știu dacă am avut vreodată, pe corupție legată de aceste probleme imobiliare. Atunci când trec ani de activitate, vrei nu vrei, pui cap la cap niște lucruri. Și începi să ai un tablou nu doar fracturat, dar în final și un tablou de ansamblu. Evident că această problemă a delapidării municipiului și a statului în general de bunuri imobiliare, terenuri și clădiri, își are rădăcina în legislația anilor 90, când, pornind de la faptul că nu exista un capital privat, s-a permis în mod firesc darea în arendă directă, fără licitații, a bunurilor imobile, clădiri sau spații. Bun, și respectiv terenuri. Acum, în mod normal, la un moment dat trebuia trasă linia și să înceapă strict licitații și pe terenuri și pe imobile. Bun, cine trebuia să dea acest semnal? Haideți să tragem linia, La un moment dat, în legislații au și fost introduse asemenea prevederi. În același timp, metoda veche a continuat. A continuat atât până a venit eu în primărie, a continuat și în timpul aflării mele în primărie, mai departe lucrurile au mers spre ceva chiar de neimaginat, când terenuri, fără a fi propuse de primărie spre licitație publică, erau furate prin hotărâre judecătorească fără ca primăria și Consiliul Municipal să se expună. Nenumărate adresări la procuratură pentru a fi oprită chestiunea asta, rămase fără ecou. Privatizări, de exemplu, cum s-au făcut și cu Hotelul Codru Național Astea măcar au fost Dina Moldovei, la concurs. Tot erau chestiuni
de fațadă, erau chestiuni până la urmă aranjate. Crearea aparențelor. Că... Și toate acestea au mers până la refuzuri constante, până când la un moment dat s-a ajuns totul la niște asociații care pretindeau că au dreptul la pământuri. Asociația Cuvântul de Onoare, de exemplu, și altele, Asociația Secolului 21, și nu mai ce știu care. Ce fel de asociații? Asociații neguvernamentale. ONG-uri. ONG-uri, care ele depuneau cereri din acestea pentru a prelua pământul. Justificând că pentru ce? Pentru activități de care au ele nevoie. Adică, iată, TV8 este asociația obștească. TV8 putea să vină la primărie și să-ți dați în pământ? Justificarea era absolut din pod. Dar prevalându-se de faptul că e un scop oarecare obștesc, cum spuneai, permiteau să se facă acea motivație în instanță pentru a fi întoarse lucrurile în favoarea lor și respectiv obținute terenuri. Deci s-a ajuns la preluarea terenurilor fără știința chiar a primăriei și a Consiliului Municipal, pentru că inițial noi le scoteam la licitație și până ajungeau să fie votate în așa fel încât să fie licitate, ele erau furate pe drum, cum să spun. Deci noi nu apucam să le votăm în Consiliul Municipal, că deja era hotărâre de judecată și respectiv înregistrat la cadastru pentru acea asociație. Dar contestați aceste decizii de judecată? Ele erau contestate măcar Ne-am judecat și ani de zile și respectiv și demersuri la procuratură am scris. La un moment dat, chestiunea asta cu asociațiile a explodat, sau mai bine spus, a devenit suficient de cunoscut încât să nu se mai continue. Și acum s-a trecut la modalitatea preluării terenurilor prin... Ziceți să nu se mai continue, dar restabilirea în proprietatea statului acestor terenuri s-a reușit vreodată? Eu acum ziceați de asociație și mi-am amintit de o asociație care a luat jumate de hectar de pământ sau un hectar și jumate în parcul Valea Trandafirilor și dacă eu mi-amintesc bine Pasarea spatele, Phoenix, era Pasarea Phoenix, patru... consilier municipal, domnul Onișcenco era de fapt beneficiarul acelei asociații. Nu știu dacă îi putea el să fie personal beneficiarul așa ceva sau poate era scris. Am făcut o anchetă țin minte, dar, în care l-am telefonat. După care noi am reușit prin instanță să obținem înapoi la primărie acest teren de 4 hectare. Așa, și l-ați obținut? Și acum, din câte cunosc, este din nou cumva furat, preluat și prin hotărâre judecătorească a trebuit la cineva privat, dacă nu greșesc, Ex Factor Group. Trebuie verificat mai exact. Terenul ăsta din inima parcului, că el de fapt e în... Da, este teren din parc, este teren practic din parc. Deci se poate verifica toate schemele astea. Dar s-a reușit restabilirea lui în proprietatea statului. S-a făcut atunci și anunț public despre asta la ședința primăriei. Țin minte și apropo l-a făcut doamna Gurski, despre care se vorbea mai devreme. Da. Deci numai un pic ca să închei gândul și să vedem de ce nu intervin. Cum ne-am dat seama că organele de urmărire penală fac altceva. Deci furtul terenurilor, fără ca acestea măcar să fie anunțate de noi că vrem să le licităm, după care acum se preiau prin luarea forțată a terenului din proprietatea municipală, trecerea lui în proprietate de stat a Agenției Proprietății Publice. Deci în fel și chip s-a făcut de fiecare dată, în toți acești ani, ca să nu ajungă organul administrației locale, primăria și respectiv Consiliul, să se pronunțe asupra proprietății publice și dacă vrea să o scoată la licitație, să o scoată la licitație, dacă vrea să o păstreze municipală, să o păstreze municipală. Bun, haideți pentru să că licitații sinceri. Faci atunci când ai stabilitate, când ai dezvoltare, când ai venituri, când lucrurile sunt în regulă și prețul de piață domnul este unul real. Haideți să fim sinceri și să recunoaștem că municipalitatea de foarte multe ori a făcut tranzacții total dezavantajoase pentru autoritățile locale cu astfel de terenuri. Da. Noi am avut serii de ședințe ale Consiliului Municipal Chișinău în care se tranzacționau terenuri. Vă amintesc un caz, 2013 septembrie, nu mi-amintesc exact ajungem și acolo, data. Ajungem și acolo, doar că nu le putem pune pe toate într-o oală. Deci dacă în toate aceste etape ale preluării proprietății, transformării proprietății publice în proprietate privată, la niciun fel de... Nici atunci când a fost aparent în regulă, nici atunci când lucrurile au început să agraveze, nici atunci când lucrurile au devenit grave de tot, că astea sunt cele mai mari hoții adevărate din Chișinău, nici acum când asta se face prin intermediul Agenției Proprietății Publice, organe de urmărire penală nu au niciun fel de cuvânt de spus, nicio viziune, nicio cale de urmat pentru a schimba starea de lucruri, asta înseamnă că ei fac parte din schemă. Când am înțeles eu lucrurile astea,
Când am ajuns la chipurile, am găsit capul răutăților, aceste asociații. Haideți să vedem cine este în spatele asociațiilor. Chipurile este un fost judecător de la judecătoria Țurcan, de la judecătoria Râșcani Țurcanu, care era bolnav de cancer și care, chipurile fiind bolnav, semna tot în dreapta și în stânga. Dar nu făcea pentru Dar el. Dar este evident că nu doar un singur om. Uh-huh. Am spus caracatiță pentru că este evident. Aici este vorba despre zeci și sute de oameni din structuri, pe de o parte de stat, pe de altă parte private, pe de o parte politice, pe de altă parte criminale, care împreună cu toții, aranjându-și afacerea, împingeau aceste proiecte. Și în același timp, pentru a nu putea fi blamați, se dădeau drept exemplu cazurile de bună credință, cum iată a fost cu domnul rector Ababi. Deci, punea ca afiș, nu știu cum să spun eu, ca fațadă, un asemenea proiect și toate celelalte mergeau copy-paste, dar prin alte metode. Bun. Și atunci rezultă că, pentru că dacă ar fi fost oprit tot acest proces de către organele de urmărire penală, finalizate cazuri, stabilite prejudicii și așa mai departe, s-ar fi făcut și schimbări în legislație. Ce înseamnă asta, domnul Chirtoacă? Toți procurorii și toți ofițerii CNA sunt implicați. Sunt anumite persoane. Exemplu, acolo s-au mai schimbat niște lucruri. S-au schimbat exemplu, niște șefi. În ceea ce mă privește, sunt vreo 100 de procurori, vreo 100 de procurori și ofițeri de urmărire penală din cadrul procuratorii și CNA, care tot caută și caută, iată, din cel puțin 2015, dar de fapt din 2007, de cum am ajuns la primărie, că de atunci și telefonul a ascultat și toate. Deci 100 cel puțin se ocupă de subsemnatul și o să ocupe și probabil... asta nu înseamnă că ei sunt implicați în mafia asta funciară. Nu, eu nu spun că ei sunt implicați anume aceste persoane, dar 100 de oameni caută ceva ce nu există în ceea ce mă privește. Dar acolo unde există, nu este clar cât se ocupă, nici 10, nici 20, nici 1000. Pentru că dacă ar fi căutat acolo... Bun, eu nici nu știu dacă trebuie să caute. Puteau pur și simplu să ia anchetele jurnalistice și să parcurgă pas cu pas. Dar acolo interesul lor este... Să găsească acolo unde schimb de destinația terenului, unde chiria a fost dată temporar, arenda a fost dată temporar. Deci unde lucrurile au fost duse mai departe decât ceea ce prevede legea. Unde legea a fost interpretată deja extensiv. Pentru că în rest, pe proiecte de societate civilă, practic, pe baza legislației actuale, nu ai ce face. De asta se vine în Parlament cu modificări de lege, haideți să nu mai permitem prin lege privatizarea imobililor nelocative, haideți să nu mai permitem terenul aferent și așa mai departe. Deci teren aferent trebuie să dai unui om care are un imobil privat. În perioada privat. În care dumneavoastră ați fost primar, această schemă a funcționat. Da, m-am opus acestui lucru și am făcut demersuri în toate felurile. Deci nu ați dat afară? Atunci când i-ați simțit pe oamenii cei care stăteau în funcții importante în schemă? Funcții importante în schemă. Iată, dumneavoastră, v-ați dat seama cine sunt cei care coordonau schema, responsabili de coordonarea schemei în interiorul primăriei? Cam convenit, din primărie coordonarea nu putea să schemei nu, nu se putea face la nivel de, cum să spun eu, funcționar din primărie. Înțeleg, dar era cineva, o figură din primărie care asigura la nivelul primăriei ca lucrurile să meargă bine. Eu pot să dau exemplu unui coleg de-al nostru de la partid, domnul Cojușneanu, care a fost înainte de asta la servicii funerare. Înainte de asta a fost consilier în cabinetul lui Vasile Ursu, dacă nu greșesc. După aceea a fost consilier municipal la noi, la Pele. Da. Care venea cu asemenea proiecte din partea Uniunii Conducătorilor Auto, de și exemplu. Și dumneavoastră știați de ce face și care și este el, interesul. Mai puțin. Și el invoca de fiecare dată legislația, așa cum o invocau, de, cum am spus mai devreme, de Universitatea de Medicină, cum a făcut-o Ministerul Apărării, cum a făcut-o Ministerul de Interne, cum a făcut-o instanțele de judecată, inclusiv Curtea Constituțională. Deci atunci, în acei ani, 2009-10-12 și așa mai departe, era... considerat ca fiind o activitate la normal. Ordinea zilei. Da. Dar dumneavoastră înțelegeați că nu e tocmai așa și nu sunt doar bunile intenții și cele mai nobile intenții. Până nu-l prinzi de mână, nu puteai demonstra nimănui nimic. Bun, până nu-l prinzi de mână... Și atunci aveai de ales, ești corect tu vis-a-vis de această situație și nu te implici. Sau, și tolerezi ca altcineva bine, să facă. Legislația trebuie schimbată. Dacă nu era legislația schimbată, nu puteai reproșa până la urmă. Deci a domnul venit Chirtoacă. Domnul Tănase știți, cu nu mai știu cine, colegii din... Probabil nimeni nu este sincer atunci când vorbește despre faptul că legislația e de vină. Or, legislația poate să fie de vină un an, un an jumate. E suficient timp să schimbi legislația un an jumate? Da.
Dar dacă de 20 de ani invoci faptul că legislația este divină, că la noi se pierd zeci de hectare de pământ. Eu am fost primul care m-am revoltat în ceea ce privește chestiunea asta cu parteneriatele publice, private, societățile civile, așa, între inclusiv instituții de stat și respectiv companiile de construcții, pentru a face un număr de apartamente la preț mai mic, care se dau bugetarilor, da, și restul la prețul de piață. Pentru că vedeam în asta un prejudiciu asupra terenurilor, indiferent că sunt terenuri municipale sau terenuri de stat. Mi s-a obiectat și la nivelul alianței și la nivelul mediului politic de atunci că bugetarii, pentru bugetarii este singura soluție pentru a obține la un preț cine mai mic. Cine v-a obiectat asta? Eu nu pot să dau acum nume, pentru că nu erau discuții față în față cu cineva cu care să pui problema. La consiliile alianței, la mai știu eu ce mai erau deci pe acolo. La consiliile alianței, politicienii din Republica Moldova, la consilii veneau capii partidelor care făceau parte în alianță, își făceau foarte mari griji pentru aceste afaceri. Erau prezentate drept, cum am dat exemplu primul cu rectorul Ababi, erau prezentate drept o soluție extraordinar de bună. Și dumneavoastră îi credeați că ei sunt sinceri atunci? Că zic că, da, într-adevăr, foarte mult le pasă domnului Fila, domnului Plahotniuc, domnului Lupu de bugetarii noștri care nu au locuințe. Eu n-am avut personal discuții cu niciunul dintre dumnealor. Dar ei erau cei care... Dar, de exemplu, pe cazul Universitatea de Medicină, acolo a fost guvernul reprezentat... Era și interesul colegului dumneavoastră, domnul Dârda, nu? Noi am făcut cunoștință beneficiar exact cu puțin timp înainte sau ceva de genul. Deci el deja câștigase concursul la Universitatea de Medicină, după aceea deja s-a încadrat și în formațiune. Deci, în ceea ce ține de acest proiect cu Universitatea de Medicină, atunci a fost guvernul reprezentat de Filat în acea perioadă, a fost primăria reprezentată de subsemnatul, a fost Universitatea de Medicină și respectiv a fost acea companie de construcții. Când s-a pus totul pe tapet, nu puteai reproșa ceva anume acelui proiect. Dar când chestiunea asta a mers pe bandă rulantă și a ajuns inclusiv la acel liceu de arte plastice și practic peste tot, era evident că undeva se exagerează. Bun, asta deci, o poate... inițiativă bună care ar fi fost valabilă în cazul câtorva instituții bugetare din Moldova s-a dus spre un abuz. Da. Și acest abuz, ca să-l demonstrezi, trebuie doar să găsești situații unde s-a modificat destinația terenului, cum am spus, sau condițiile de arendă. Altfel, este potrivit legii. Înțeleg. Poate că aceste cazuri de parteneriate, cum a spus, de societate civilă, da, nu sunt cele, dacă putem să compara lucrurile care sunt mai grave și mai puțin grave, poate nu e cel mai grav. Mult mai grav era când era, de fapt, statul jefuit de terenuri, cumpărate de cineva, privați, de firme care existau o săptămână, cu bănuți și vândut imediat după asta de 5, 6, 7 ori până ajungea prețul de milioane de euro. Cred prețul că acolo lucrurile... Prețul exact, prețul de piață. Cred că acolo lucrurile sunt mult mai grave. Și iată, vă rog să-mi explicați o situație concretă din această investigație. E vorba despre acest monument de arhitectură de pe strada Metropolit de Softei. Noi am văzut cum arată acest monument de arhitectură. Iată, cum putea primăria să dea în chirie etajul 2 acestui monument de arhitectură cuiva? Când înțeleg că clădirea e în stare atât de avariat, ce puteai să faci în această clădire distrusă la etajul 2 decât doar să o iei în chirie cu scopul de a o privatiza? Din prima secundă era clar de ce. Deci, privatizarea unor imobile luate în arendă de asemenea face parte din cadrul legal din anii 90. Înțeleg, dar în momentul în care la dumneavoastră vine o companie și zice, dați-mi, vă rog, etajul 2 în chirie din această clădire care de fapt nu există. Acest caz Olsom, eu acum nu mi-l amintesc exact, dar din câte țin minte, etajul 1 este ocupat de cineva în mod ilegal. Dumneavoastră ați văzut cum arată clădirea? Da, știu că e... Nu mai poate acolo nimeni să ocupe nimic decât niște șobolani. Exact așa cu Casa Știința București, colț cu Pârcălab. Exact. Aceeași chestiune. Dacă e monument de arhitectură, monumentul se restabilește, se consolidează, se aduce în regulă și se valorifică ceea ce și mai este în jur. Și atunci îl dai deodată, semnezi contract de restabilire, dar când omul vine și zice, dați-mi-l în arendă. Arenda, în mod normal, putea fi dată ori dacă a avut anterior ceva, ori dacă s-a făcut schimb cu alt
bun imobil pe care l-a avut în Chișinău, ori la licitație. Dar acolo, din câte știu, nu se putea da în arendă din cauza că era ocupat etajul întâi. Și era o judecată acum. Eu nu mi-amintesc acum exact detaliile acestui caz, dar pot să le eu vreau să înțeleg un lucru. Trebuie întrebați colegii de la Direcția Patrimoniu. Când vine un agent economic la primărie și zice, dați-mi vă rog în arendă, eu am ochit o clădire, monument de arhitectură, într-o locație foarte bună, acolo nu mai există nimic. Cândva... Există niște ruine, dar eu știu că am în plan să construiesc vreun hotel sau vreun bloc locativ acolo. Și vin la primărie și zic, dați-mi mie arendă, vă rog, niște există... spații. Cei de la primărie nu-și dau seama ce există intenția. Precedente, există acum exemple și să apar și în știri, unde în orașe din Europa se dă contra un euro clădirea de în proprietate pentru a investi. Și castele se dau, doar asta se întâmplă în state în castele care funcționează legea și acolo în care acolo unde dacă s-a semnat contract de investiții, păi, se face investiția. Așa tot este legea. Și s-a făcut vreodată vreo investiție? Așa cum i-a fost prevăzută? Nu este corect iarăși să le amestecăm fără... Păi, dar nu e nici corect să comparăm cu ce se întâmplă în Europa. Acolo funcționează, la noi? Eu închei cu chestiunea respectivă care ați abordat-o cu parteneriatele publici-private. Ele au început, de fapt, de la loturile de pământ care au fost date pentru diverse universități. De exemplu, Universitatea Tehnică, care a luat, masivul acela de loturi de pământ dinspre Stăuceni. De la loturi de pământ pentru case individuale. S-a trecut după aceea la contracte de societate civilă pe blocuri locative. Da. De la instituții bugetare s-a ajuns la întreprinderi. De la întreprinderi s-a ajuns la Uniunea Parcărilor Auto, de exemplu, și fel de fel de alte instituții care acum se încearcă prin Agenția Proprietății Publice, anterior prin instanțe, anterior prin Consiliu, anterior prin contracte directe semnate de primărie, prin semnătura primarului. Asta era pe vremea domnului Urecheanu. Din 2006-2000, când s-a adoptat legea privind administrația locală, nu se mai putea face decât prin Consiliu și scria în lege prin licitație publică. Licitații publice nu puteai face pentru că se furau prin instanțe. Și așa s-au învârtit lucrurile pe cerc. Și a mai fost decizia ale primării, un fel de chestiuni colective. Acum, în ceea ce privește imobilele acestea din oraș, atunci când au început ele să fie date chirii în anii 90, pentru că proprietatea de stat urma să devină privată și statul nu avea capacități și nu are capacități să întrețină clădiri și nu este normal să țină în proprietate ce obiective de care nu are nevoie. Da, chestiuni strategice gen aeroport, Air Moldova, apă, canal, termoelectrică și așa mai departe. Dar cum e și acest imobil, dacă ar fi fost privat din anii 90, poate n-ar fi fost ruină. Scopul era să ajungă mai întâi ruină, să fie mai ieftin. Scopul, dacă din anii 90 rezultă că tot era scopul tot orașul să devină ruină ca să devină mai ieftin. Deci cazurile au fost diferite de la o situație la alta. În ceea ce îl privește pe acest imobil, trebuie să sun foștii colegi să văd dacă îmi pot da mai multe detalii. Dar știu sigur că etajul întâi a fost ocupat de cineva în mod ilegal. Motiv pentru care acest imobil n-a putut fi valorificat anterior. După cum arată acest imobil, fiind ruină, în cazul în care le eliberezi de toate sechestrele, atunci abia poți să-l scoți la licitație. Dacă s-a pus problema dării în arendă doar a etajului 2, asta putea fi doar printr-o modalitate de valorificare a cuiva care avea un drept de arendă, fie în altă parte, fie se putea lega de o arendă care a avut-o și a expirat, sau o pretenție, dar nu de la zero. Nu de la zero. Bun, că ei toți urmăresc după aceea să le privatizeze, asta este scris în lege. Asta, nu le poți da peste mână. Da, primăria înțelege asta. Păi, da, adică funcționarii de la primărie își dau seama, dar pentru că legea spune așa, ei sunt nevoiți să închidă ochii. Nu, asta nu e corect. Pentru că în Constituție este despre proprietatea privată. Da. Modul în care se ajunge la proprietate privată este stabilit prin această legislație. Scopul revenirii la proprietatea privată prin independență și toate după 91 a fost tocmai ca cetățenii Republicii Moldova asta sună frumos, din fosta RSSM și URSS să poată reveni la proprietatea privată care le-a fost luată, doar că nu s-a făcut reîmproprietărire ca în România. Și aici este marea diferență. Pentru că în România, de exemplu, s-a aplicat ceea ce este de sute și de mii de ani în toată Europa. Restitutio in integrum. Cine a avut proprietate, acela o primește înapoi. Noi la noi chestiunea asta n-a fost. Și dacă ar fi fost așa, ar fi fost mai corect. Nu s-ar fi deschis această cutie a Pandorei. Pentru că dacă fiecare și-ar fi luat proprietatea care i-a fost furată de statul sovietic prin ocupație,
s-ar fi ajuns la o gestionare a proprietății rațională, corectă, nu la aceste hoții și furturi. Acum, prin tertipuri legale. Acum, nu știu dacă mai putem restabili asta. Vreau și asta e și cu privire la terenul și cu privire la toate. Întrebare. De aceea nu trebuie văzut cu ochi răi în sine ideea de trecere la proprietate privată, pentru că asta înseamnă să calci dreptul marii majorități, tuturor întregii populații. Întrebarea este cum faci de etatizare așa încât să nu prejudiciezi cu totul statul ăsta. Ultima întrebare. Germania s-a mers pe altă cale și pot spun cum. În cazurile despre care am vorbit noi în investigație, vorba de procese inițiate cu mulți ani în urmă. Spuneți-mi dacă mafia asta funcționară din Chișinău există și astăzi și ea funcționează da, și acum. Da, cu siguranță, da. Cum? Și dacă este implicată conducerea primăriei? Erau restabiliți. Au fost cel puțin 3-4 cazuri și forțat lucrurile în altă parte. Fiți avertizori de integritate. În ceea ce privește percepția, așa cum încerc... pot să văd dintr-o parte, având în vedere ceea ce a fost în trecut. La nivelul comisiei funciare, probabil acolo se mișcă lucrurile așa cum se întâmpla și anterior. Acum, în ce măsură ei fac activități legale sau ilegale, trebuie să ne-o spună alții. Și este acel consilier Chirtoca, după aceea Odințov, care sunt știuți încă din consiliul precedent. Că ce? Că le plăcea această chestiune, chiar și acele înregistrări audio care au fost cu Odințov și cu acei 50.000 de euro, că el va vorbi cu Ceban va vorbi cu Dodon și așa mai departe. Deci dumneavoastră bănuiți de ei că ar fi implicați în... Din așa cum se văd lucrurile dintr-o parte, inclusiv trecerea terenurilor municipale din proprietatea locală, așa cum ar trebui să fie, deci toate cele din Chișinău ar trebui să fie proprietate a municipiului Chișinău, cu excepția acelor care țin de instituțiile de stat, Parlament, Guvern, Ministerul Apărării, nu știu, alte instituții de stat. În rest, toate ar trebui să fie terenuri municipale. Ce fac ei? Prevalându-se de faptul că în cadastru scrie Republica Moldova și atât, pentru că nu s-a făcut delimitarea proprietății la sfârșitul anilor 90, ei se duc în instanță și forțat scot terenurile din proprietate municipală și le asta trec în proprietate din stat. De exemplu, Chirtoca, ei se duc în instanța asta, de judecată. Ei se uită pe cadastru, văd așa cum stau lucrurile, pun ochiul pe un anumit teren pentru a evita scandalul din Consiliul Municipal, se duc la prietenii de la PSRM, cei de la PSRM vorbesc cu cei de la Agenția Proprietății Publice, după aceea se duc în instanța de judecată, îl trec în proprietate a Agenției Publice și după care caută cum să facă acele modalități de contracte societate civilă. Să știți cazuri concrete în care i-a obținut terenul. Astfel încât schema să devină legală. De exemplu, combinat auto numărul 4 din Chișinău, recent, de prin decembrie, de zeci de ani este întreprindere municipală, aparține de municipiu. Din decembrie anul trecut a devenit proprietate de stat terenul în cauză. Absurd, 4 hectare sau nu mai știu. Și este în proprietatea Agenției Proprietății Publice. Deci nu este înstrăinat. Pe bandă rulată. Dar știți cazul în care au fost înstrăinate și beneficiarii sunt acești consilieri? Beneficiari în acte nu cred că o să-i găsiți. Dar este vorba despre modalități care... Când te uiți în ansamblu, vezi că este o hoție. Când o iei centimetru cu centimetru, te uiți că totul se acoperă de lege. Acum, autosalubritate, întreprinderea municipală autosalubritate, din câte cunosc, vor să o spargă în mai multe, vor să facă outsourcing la o serie de servicii și tot așa să o scoată la mezat. Am înțeles. Cu siguranță o să revenim la subiect. Despre... Este nevoie de un serial de emisiuni și împărțit pe perioade, astfel încât oamenii să înțeleagă și să capete o atitudine critică față de toată această chestie. De acord. În 15 ani de jurnalism, nu știu câte investigații am făcut cu despre mafia asta financiară din Chișinău. Aici coincide din cu păcate, ce am făcut și eu. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sper să mai discutăm despre acest subiect în ediția următoare a emisiunii. Cu siguranță oferim dreptul la replică domnului Odințov și domnului Chirtoca. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru că ne-ați privit. Rămâneți alături de TV8 și vreau să vă amintesc că suntem în luna în care se depun declarațiile la fisc. Noi vă îndemnăm să transmiteți cele 2% pe care puteți din impozitul noastră de venit către, să-l redirecționat către TV8. Detalii în spotul video pregătit de colegii mei în continuare. Anul pandemic ne-a dat lumea peste cap, ne-a furat din libertatea acțiunilor, dar nu și din libertatea gândirii. Am continuat să fim cu ochii pe funcționarii corupți, pe jocurile ascunse ale politicienilor, am demascat acte ilegale și am relatat despre necazurile oamenilor de rând.
v-am simțit sprijinul de fiecare dată. Acum vă îndemnăm să ne susțineți din nou. O puteți face oferind o mică parte din impozitul anual pe venit către TV8. Prin direcționarea banilor nu cheltuiți nimic. În schimb, noi, datorită celor 2%, câștigăm mai multă libertate.